Conceptul de LIS a început cu o poveste mică și a ajuns involuntar să devină o poveste mare. Nu am crezut niciodată că voi ajunge la 100 și ceva de angajați, nu am crezut niciodată că voi ajunge un brand atât de mare, nu mi-am proiectat acest lucru, dar pe parcurs ni s-au schimbat ideile, ni s-au schimbat modul de a ne dori lucruri și ușor, ușor visurile noastre care au apărut pe parcurs au devenit realitate. Inițial am început cu o gamă mică de sortimente, ulterior ne-am demonstrat noi cu cât oferim mai mult, cu atât putem să oferim și posturi noi, joburi noi și putem să ajutăm mult mai mulți oameni să fie alături de noi în echipa noastră. Și atunci, ușor, ușor, cu partea de prăjituri, mini-prăjituri, torturi, am dezvoltat și partea de patiserie, și partea de gelaterie și, în ultimul timp, și partea de ciocolaterie. De aceea, probabil și în 2019, am reușit să câștigăm și cea mai bună pralină din lume la Trofeul Mondial de Ciocolaterie, Gelaterie, Patiserie, pentru că am preferat să luăm personal de la zero și să îi formăm și de aceea echipa noastră, zic că este închegată, puternică, formată și unul din adurile noastre principale sunt modul în care ne formăm oamenii, investim în ei, avem încredere în ei, susținem vis-a-vis de tot ce înseamnă formare. Ca și companie ne bucurăm foarte mult că facem parte din acest proiect Cumpără de lângă casă, care susține foarte mult toate firmele din Câmpina și consider că este un mod de a ne ajuta reciproc și de a ne susține unii de ceilalți. Să cumpărăm de lângă casă.